la fel de liberi, inocenți și pregătiți să acumulăm experiențe. Odată ce începem să facem primii pași și să acumulăm primele cucuie, vine momentul în care suntem aruncați cu forță în oceanul vieții. Și uite că aici începe magia. Dacă dorim, rămânem să plutim la suprafață. Foarte liberi și nestingheriți. Dar în acest moment, riscăm să nu acumulăm toată plinătatea experiențelor pe care ne poate livra viața. Dacă riscăm, putem să ne cufundăm în adânc. Să ajungem la fund, să conștientizăm lucruri importante și cu un plan bine structurat să ajungem mai puternici la suprafață. Gata să livrăm experiența noastră celor din jur. Salutare, dragi prieteni! Numele meu este Maria Victoria Rapu. Și astăzi vreau să vă povestesc cum cufundarea pe care am făcut-o în Oceanul Vieții m-a ajutat să devin campioană internațională la discursuri pregătite. Dacă aș fi încercat să merg la campionat la 22 de ani, cu siguranță că aș fi eșuat. Pentru că nu aveam eu încă acea plinătate a experiențelor pentru a le livra oamenilor din jurul meu. Eram la facultate, gustam eu viața, îmi făceam cucuie și așa de plăcute erau cucuiele alea. Și doar presupuneam că în curând voi face cufundare. Cufundarea a avut loc 3 ani mai târziu, când împlinisem 25 de ani și îmi părea că, Doamne, în sfârșit mi-am găsit cea de-a doua jumătate. Dar 3 luni de îndrăgosteală au trecut, furtuna hormonală s-a potolit și viața m-a ciocnit de un adevăr dur pentru care eu încă nu eram pregătit. Și acel adevăr era: fiecare dintre noi își croiește viața așa cum și-o dorește, dar cu o singură condiție. Dacă își asumă responsabilitatea pentru fiecare decizie pe care o ia. Și consecințele care urmează după această decizie. Nu este cazul să luăm o poziție pasivă și să așteptăm că cineva o să ne rezolve problema, cumva ceva o să se aranjeze. Este nevoie să ne răsplecăm mâinicile, să ieșim pe ring și să luptăm pentru ceea ce ne dorim. Mie mi-au trebuit 4 ani ca eu să înțeleg că totul depinde doar de mine. Să-mi asum această responsabilitate. Dar doar după ce am avut curajul să cobor în adânc, doar după ce într-o bună zi m-am trezit cu picioarele pe fund și era întuneric în jur. Și era o durere pe care nu pot să vă o redau. Dacă ați fost cândva și voi acolo, știți despre ce vorbesc. În momentul în care am simțit că sunt înconjurată de această beznă, am avut curajul să privesc acea durere în ochi și să caut soluția. Ce pot face eu? După 4 ani m-am despărțit de acea iluzie că mi-am găsit cea de-a doua jumătate. Și mi-am asumat această decizie și toate consecințele care vor urma. Și atunci când am ieșit la suprafață în sfârșit și am tras o gură de aer proaspătă, am zis că, uite, acum eu sunt pregătită să merg în campionat. Pentru că, la fel cum zicea Alexandru Constantinov, niciodată niciun discurs de campion nu vine de undeva de la suprafață, din culorile roz. Ea întotdeauna, acel discurs, vine din profunzime. Urcând la suprafață, cu ajutorul mentorului meu, iubit Viorelia Dercaci, am reușit să împachetăm experiența și lecția pe care am învățat-o și să trăiesc de 3 ori acest discurs pe scenă.
Pentru că dacă ieși pe scenă și joci teatru, nu ai cum să câștigi. Trebuie să trăiești fiecare emoție și să redai fiecare trăire pe care ai avut-o pe parcursul acestei experiențe. Psihologii zic așa. Atunci când suntem undeva la suprafață și viața noastră este așa de roz, purtăm niște ochelari de soare, suntem undeva pe Maldive, facem surfing. Și mi se pare că în viața noastră tot este așa de frumos și așa de bine. Nu avem cum să creștem în acest moment. Pentru a crește și a ne maturiza, este nevoie doar să coborâm în adânc, să simțim că am ajuns, suntem bezna beznei și să găsim oportunități pentru a deveni mai puternici și să urcăm la suprafață înapoi. Dragi prieteni, fiecare dintre noi, fiecare din această sală, suntem într-o vârstă foarte frumoasă. Atunci când chiar e păcat să plutim la suprafață. Și eu vă îndemn, dacă încă nu ați fost în profunzime și nu ați simțit acea beznă care poate să vă crească, să nu vă temeți să o faceți. Iar atunci când simțiți că picioarele au ajuns pe pământ, la fund, adresați-vă trei întrebări. De ce am ajuns aici? Ce pot învăța din asta? Și cum să devin mai puternic atunci când ajung la suprafață? Dacă ați avut o istorie puternică, dacă ați învățat ceva, nu vă temeți să ieșiți în fața publicului și să o povestiți. Povestiți prin ce ați trecut. Povestiți experiența, sentimentele și trăirile. Și fiți sigur că cel puțin o persoană din sală o să învețe ceva din asta. Iar poate pentru cineva chiar veți fi colacul de salvare. Și atunci discursul vostru cu siguranță o să fie unul de impact și unul de campion internațional. Scufundați-vă în oceanul vieții. Și odată ce ați acumulat acea experiență frumoasă, spargeți-o în paharul Toastmasters. Pentru că doar contribuția comună face această comunitate atât de frumoasă și cu atât de emoții interesante, cu atât de lecții. Și de atâta noi și ne strângem în această comunitate ca să învățăm lucruri importante. Îndrăzniți!